În acest sezon, echipele de basket și handbal ale Energiei vor trebui să joace meciurile de pe teren propriu în 3 locații diferite, cauza fiind procesul de modernizare în care va intra sala sporturilor la finalul acestui an. Antrenorului echipei de basket a Energiei nu i-a picat deloc bine vestea că în acest sezon va fi nevoit să-și plimbe echipa fie la sala de sport a școlii numărul 5, fie la drobeta turnul Severin pentru meciurile de pe teren propriu. Cipriotul spune că aceste mutări ar putea afecta performanțele echipei sale. Pentru mine și pentru echipă, un impediment mare în atingerea obiectivului este ceea ce se va întâmpla cu sala. Am discutat deja cu conducerea clubului, atât cu domnul Bădescu și cu domnul Cumpănașu, pentru că ne vom muta de aici, ar putea să ne și compromit acest sezon. Sunt conștient că nu există altă alternativă, vom încerca să ne atingem obiectivele și după ce vom depăși această situație, însă încă o dată este problema noastră majoră ca și echipă că vom schimba terenul. Personal sunt foarte dezamăgit de acest lucru, dar va trebui să găsesc calea să fac munca cât pot mai bine, la fel cum am făcut și sezonul trecut și în asemenea circunstanțe. Temerile antrenorului Antonis Constantinides sunt întemeiate de acesta și pe exemplul echipei din Cluj, UBT Cluj, având o serie de meciuri foarte proaste după ce echipa s-a mutat în noua sală din orașul Ardelean. Nu de puține ori, Energia a mizat foarte mult pe avantajul terenului propriu, un avantaj care, în condițiile în care echipa se va muta din sala sporturilor, se va pierde. Nu este vorba doar de suportul publicului, unul fantastic la Târgu Jiu, o recunosc și adversarii, ci și de obișnuința jucătorilor cu parchetul, cu panourile, cu tot ceea ce este în jurul lor, acele repere despre care tot vorbesc sportivii când vine vorba de terenurile de joc. Pentru mine personal, cea mai mare temere este încă o dată aceasta cu schimbatul terenului. Să vă dau un exemplu, o echipă ca și Cluj. Gândiți-vă anul trecut câte meciuri a pierdut în momentul în care a schimbat terenul. Nu este ușor să începi campionatul pe un teren, să-l continui pentru celălalt. Pentru mine personal este ca și un dezastru. Echipa are doar ceva mai mult de o săptămână de la reunire și destul de puține antrenamente disputate, așa că este prematur, consideră antrenorul, pentru a face o analiză a modului în care se prezintă jucătorii. Totuși, Antonis Constantinides vede lucruri bune și speră că ele vor fi de bun augur pentru echipa sa. Este foarte devreme să vorbim despre acest aspect, suntem împreună doar de câteva antrenamente, 8-9 special cele din punct de vedere tactic. Dar ca o primă impresie din ceea ce am văzut până acum, sunt lucruri foarte pozitive, ceea ce ne face să ne bucurăm și să avem o impresie bună pentru sezonul care urmează. În același timp este foarte clar că o să avem nevoie de mai mult timp pentru a construi o echipă. Sunt prea multe persoane noi, dar prin munca noastră atât în teren cât și în afara lui, vrem ca în cel mai scurt timp să avem imaginea clară a unei echipe și să arătăm asta atât pe teren cât și în afara lui. La finele acestei săptămâni, pe 22 august, Energia va juca și primul joc amical. Trupa lui Constantinides se va deplasa la Pitești pentru un joc în compania celor de la BCMU Pitești, echipă pe care a învins-o în sezonul trecut în sferturile de finală ale campionatului.